Liderul PCRM, Vladimir Voronin, va fi cap de listă al blocului electoral al socialiștilor și comuniștilor pentru alegerile parlamentare anticipate din vară. Reprezentanții blocului au mers în această dimineață la Comisia Electorală Centrală, unde au depus lista candidaților pentru funcție de deputat în Parlament. Blocul electoral PSRM-PCRM va avea 101 candidați pentru funcția de deputat, dintre care 41 sunt femei. Мы, конечно, поработали очень интенсивно, имея значительный опыт участия в избирательных кампаниях. Нам удалось достаточно короткий период времени составить качественный список нашего блока. Echipa este foarte puternică, este pregătită și este aceea care este gata să asume răspunderea pentru situația din Republica Moldova. Noi suntem acei care putem delega din această listă oamenii pentru toate funcțiile, instituțiile și încă o dată reiterăm poziția că suntem gata să asumăm răspunderea pentru aceste crize. Cap de listă sunt liderii celor două formațiuni, Vladimir Voronin și Igor Dodon, urmați de actualul președinte al Parlamentului Zinaida Greceanu, vicepreședintele legislativului Vlad Bătrâncea, comunistul Oleg Reidman și deputații socialiști Bogdan Țârdea, Ala Dolință și Ala Pilipețcaia. Cea de-a noua poziție este ocupată de fostul deputat al PCRM Elena Bodnarenko, iar a 10-a de actualul deputat socialist Alexander Suhodolski. Liderul PSRM Igor Dodon susține că decizia de a-l pune cap de listă pe Vladimir Voronin a fost una comună și corectă. Părinții m-au învățat că celor cu experiență mai mare trebuie să le ofer posibilitatea să fie primii în față. Eu cred că domnul Voronin, ca cel mai bun președinte de țară, și o să repet acest lucru de câte ori va fi necesar, cel mai bun președinte de țară din 30 de ani de independență Republicii Moldova a fost Vladimir Voronin. Are o experiență enormă, două mandate de președinte, de aceea considerăm că este corect ca dumnealui să fie cel care va conduce această listă și acest bloc electoral în această campanie electorală. Blocul electoral al socialiștilor și comuniștilor are toate șansele să obțină majoritatea voturilor în alegerile ce urmează. În această ordine de idei, Igor Dodon atenționează că vor fi multiple tentative din partea oponenților politici de a dezbina cele două forțe. Se va face tot posibilul pentru a încerca să distrugă acest bloc electoral. Se va face tot posibilul pentru a încerca să ne certe pe mine și pe domnul președinte Voronin. Ne critică și vor bate în acest bloc pentru că, înțeleg, suntem o forță importantă, o forță politică, un bloc electoral care va învinge la aceste alegeri parlamentare. Pentru a evita manipulările, liderul PSRM a menționat că după alegerile parlamentare, cele două partide vor avea propriile fracțiuni parlamentare, dar vor promova de comun programul cu care vor merge în fața alegătorilor. Noi vom face tot posibilul să obținem majoritatea în următorul parlament. Imediat după alegerile parlamentare, după validarea legilor, cel mai probabil la prima ședință a Parlamentului vor fi create două fracțiuni și acest lucru este corect, logic, normal, fracțiunea socialiștilor și fracțiunea comuniștilor. Și mai departe vom face tot posibilul ca împreună să promovăm aceleași idei pentru care am fost sau vom fi susținuți de către cetățenii Republicii Moldova. Alegerile parlamentare anticipate vor avea loc pe 11 iulie curent. Comisia Electorală Centrală a lansat astăzi procedura de înregistrare a candidaților pentru funcție de deputat. Campania electorală va începe odată cu înregistrarea concurentului electoral în cursă.